Dragi prieteni, bună dimineața! Știu că suntem la începutul lunii august, mulți în concediu. Deputații au plecat în concediu, de ce ne gândeam să facem acest live sau nu, dar mulți dintre dumneavoastră mi-au scris deja unele întrebări, de ce am decis totuși să venim și astăzi, ca de obicei, vinerea dimineață cu un live. În primul rând, până la începerea nemijlocită reflectării celor trei subiecte de bază, vreau pe toți să felicit cu sărbătoarea creștină de astăzi. Astăzi este Sfântul Proroc Ilie. Noi creștinii de Republica Moldova și din alte țări sărbătorim această sărbătoare. Azi sunt hramuri mai multe localități. El se consideră ocrotitor al roadelor. Deci felicitări tuturor cu Sfântul Proroc Ilie, celor care poartă numele Ilie, felicitări. Celor care sărbătoresc astăzi sărbătoarele, hramurile satelor, sunt în Republica Moldova. Astfel, localități, de asemenea, vă felicit. Este încă o sărbătoare astăzi, la noi mai puțin se practică, se numește День ВДВ. Хочу поздравить всех, которые сегодня празднуют День ВДВ. Пожелать вам мира нам всем, спокойствия. Спасибо за то, что вы делали и делаете для того, чтобы у нас всегда было мирное небо. Acum, три субъекта де базы, которые vreau să le abordez, sunt alegerile prezidențiale, cu asta o să încep, evident. Următoarele două, trei luni, acesta va fi subiectul principal. O să fiu destul de succint, vedem că sunt din ce în ce mai mulți candidați. Unii se înaintează doar pentru a-și face puțin PR la începutul, la startul acestei campanii. Cred că vor fi vreo 15-20 de potențiali candidați. Real, care vor putea colecta semnăturile, eu cred că din ceea ce am văzut până acum sunt nu mai mult de 10 potențiali candidați care ar putea să acumuleze cel puțin 15.000 de semnături din 18 raioane din Republica Moldova. Câți vor trece filtrul de înregistrare nu cunoaștem, dar evident că lupta deja a început. Eu cred că este clar că pot fi divizați acești candidați, multitudine de candidați. În mai multe categorii mă refer la cei care sunt candidați cu șanse reale de a colecta cel puțin semnături. Sunt cei care sunt din partea guvernării, în afară de Maia Sandu, știți, am menționat și în emisiunea trecută. Sunt câțiva spoileri care vor face jocul Maia Sandu. Nu o să dau nume, ei se vor vedea pe parcurs. Apropo, am văzut diferite declarații că Maia Sandu nu va participa la dezbateri. Dar de ce vă mirați? Dar ce poate spune Maia Sandu la dezbateri? Nu, haideți sincer, cu oricare, eu nu vorbesc cu cineva din contracandidații serioși, cu oricare om de rând, cu acel băiat sau femeie din diaspora de la Paris care a dat câteva întrebări doamnei Maia Sandu și a început să asude și să nervieze. Ce poate spune Maia Sandu la dezbateri? De ce nu vă spărați cu Maia Sandu? Ea nu are despre ce vorbi cu lumea. Nu o spui odată integrarea europeană. Nu o să mai spui încă o dată integrarea europeană. Pe urmă o să spună lupta cu corupția. Dar o să întrebi lumea de spână. Pe urmă o să spună că nu știu ce acolo. Că o să ajute diaspora. Dar oamenii o să întrebe. Dar pe 200.000 de oameni au plecat în ultimii 3 ani din Republica Moldova. În primii 3 ani de mandat a Maia Sandu. De ce nu vă supărați pe Maia Sandu că nu vine la dezbateri? El nu are despre ce vorbi cu voi. Eu mi-aduc aminte de primele dezbateri care le-am avut eu cu doamna Maia Sandu în 2016. 8 ani urmă, când a întrebat-o de avionul Lușor care a zburat la Doha. Și s-a înroșit și a început să mai nu plânge. Nu-i creați emoții. Nu să înceapă plânge la o dezbatere. De asta vă trebuie. De aceea, concurenților electorale, nu mai provocați că n-aveți pe cine. Nu o să vii Maia Sandu la dezbateri pentru că ea se teme și nu are ce spune oamenilor. Uitați-vă în democrații dezvoltate, unde vrea Maia Sandu să ne duc. Uitați-vă în Statele Unite. Actualul președinte a ieșit în dezbateri cu favoritul din partea opoziției. Rezultatul acestor dezbateri a fost că candidatul guvernării sau actualul președinte a Statelor Unite a decis să-și retragă candidatura. Băi, asta este democrație. Ce avem în Republica Moldova? Cu toții știm. Maia Sandu fuge ca dracul de tămâie. De discuția cu opoziția, de discuția cu contracandidații serioși, de discuții cu proprii cetățeni. De ce în această campanie electorală? Evident că va fi una deloc nu simplă. Guvernarea crede și Maia Sandu speră să învingă din primul tur și șanse sunt nule.
se limpezesc apele și este clar că turul 2 va fi între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, lucrul ăsta îl recunosc și propagandiștii guvernării, ați văzut la diferite posturi TV, turul 2 va fi și turul 2 va fi între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, candidatul pe care îl susține și Partidul Socialiștilor și îl susțin și eu personal. Am auzit diferite ipoteze că ar putea să nu fie înregistrat sau ar putea să fie scos din cursă candidatul pe care noi îl susținem. Vreau să vin câteva precizări în acest sens. Să nu fie înregistrat pe motivul careva greșeli la capitolul colectare semnăturilor, lucrul ăsta este imposibil. Noi avem experiență, avem infrastructura partidnică în toate raioanele din Republica Moldova și noi o să colectăm semnăturile în 24 de ore. Practic o să fim cei mai operativi. Și niciodată nu am încălcat nimic la acest capitol și uitați-vă la alegerile parcursul ultimilor, cel puțin din 2012, din 2011, toate campaniile electorale, noi nu am avut încălcări, noi socialiști. Deci nici în această campanie electorală nu va fi greșeli. Să fie scos pe alte motive candidatul poporului pe care noi îl susținem, domnul Stoianoglu, atunci guvernarea trebuie să-și asume conștient consecințele. Eu repet încă o dată. Am spus-o și o să repet parcursul următorilor luni. În caz dacă candidatul nostru va fi exclus sau neînregistrat, noi ne rezolvăm dreptul de a boicota aceste alegeri și de a chema lumea în stradă. Și credeți-mă, asta nu o să fie protestele lui Șor sau nu știu cui. Deci, dacă aveți așa gânduri, lăsați-le într-o parte. Dacă nu vă temiți. Turul 2, Stoianoglu, Maia Sandu și oamenii se decid. Apropo, am primit informații chiar astăzi dimineață că vamișii sunt impuși și cer bani de la ei pentru alegeri. Oricare golea, gorea, nici nu știu cum îi spun. Stimată sau nestimată guvernare și cei care au lansat aceste inițiative. Info circulă. Vama este ca canalul Telegram. Toți știu deja. Toți vorbesc. Noi așa nebunii n-am făcut. Eu nu știu ce a făcut guvernele care ați fost voi, Alianța pentru Integrare Europeană din 2009 până prin 2019. Noi așa ceva nu ne-am permis. Încă o dată, golea, gorea, nu știu cine. Încep să strângă bani de la vamiș pentru alegerile la Maia Sandu. Maia Sandu, cunoașteți acest lucru? Sau din nou spuneți că se face pe la spatele dumneavoastră? Al doilea subiect. Mișcările, îl numesc haotice, știți că era în știință haotice движение atomov, adică mișcările haotice ale moleculilor din guvernarea PAS. Schimbări de miniștri, proiecte de lege, retrasă, vreau doar câteva comentarii aici. În primul rând, eu cred că noi, societatea, vom afla pentru ce merite ministrul finanțelor Sarval Cuș și-a plecat la Banca Națională la salariu de 150.000 de lei sau circa 150.000 de lei. Atunci când alegerile vor schimba configurația guvernării în țară, în speranță că acolo va fi garantat cu mandatul. Sunt diferite zvonuri. Noi le verificăm și o să colectăm această informație și o să vă prezentăm. Această promovare se face datorită faptului că a semnat un aviz, s-a dat un aviz pozitiv la niște privatizări sau nu știu ce. Noi lucrurile astea o să le colectăm. Dar aceasta arată ce se întâmplă în sânul guvernării. Vedem că unele legi au încercat să promoveze ieri, la altă, în ultima ședință a Parlamentului, o lege cu lichidarea tuturor arhivelor Comisiei Preveting. Stimați concetățenii noastre, înțelegeți ce vor să facă ei? Când se vodă. Știu că acolo au făcut fără de legi și toate arhivele secretariatului unde au lucrat oamenii lui Grebencea au vrut prin lege să le lichideze. Că noi, opoziția, societatea, au ridicat scandal, s-au oprit la această etapă. Asta nu înseamnă că nu vă face acest lucru după. Proiectul de lege cu jocurile din noroc. Aiureu că pe timpul guvernărilor anterioare acesta era un instrument greșit, acum el promovează același lucru, ca și cu metal feroz și multe, multe, multe alte lucruri. Aceasta înseamnă și denotă o anumită panică și frică de ceea ce va urma în rândul guvernanților. Sau vor la sfârșit să mai rupă ceva, cum e vorba de privatizările care prin decizii protocolare, adică vor să mai rupă ceva la sfârșit de mandat, să mai fure ceva. Sau a doua parte sunt funcționari de rang înalt
care au acoperit fără de legile guvernării și încearcă să-și găsească un loc sub soare care va garanți în noi funcții, cum ar fi funcții la Banca Națională sau în alte instituții care se aprobă de Parlament, în speranță că nu vor fi scoși firme de acolo. Deci ce se întâmplă acum pe sfârșit de mandat. Și lucrul ăsta devine din ce în ce mai evident. Dar cum este o vorbă, de ce te temi, aceea se pățește. Cu privatizările în genere, e haos total. Încă nu s-au clarificat, s-au rătăcit, s-au încurcat între câțiva metri pătras la aeroport, cu licitațiile care o să le turcheze și le turchează în continuare. Și amu vor să apuce de Moltelecom, vor să apuce de reduri, de teatre, spațiile nelocuibile, unele active, unele terenuri. Se grăbesc, băieți. Se grăbesc. Și a treilea subiect, din nou foarte succint, așteptările oamenilor. Noi discutăm foarte activ în teritoriu. Eu o să fiu și zilele următoare. Apropo, poimâine voi fi la Drochia, în câteva localități, dacă doriți, ne vedem acolo, stimați prieteni, și voi merge la câteva piețe raionale, poți fi la piața din Drochia, o să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să ne vedem acolo, sau voi fi și la Bălți, poate o ajunge și la Soroca. Oamenii toți, într-un glas, vor ca această guvernare să fie schimbată. Și asta o spun nu doar mie în față, poate mie unii îmi spun ceea ce vreau să aud, dar asta este atmosfera în societate. Ura față de PAS. Ura față de această guvernare. Și guvernarea, reprezentanții acestei guvernări, trebuie acest lucru să încerce să-l înțeleagă, pentru că această ură poate trece în lucruri necontrolabile. Aceasta arată și sondajele. Uitați ultimul sondaj care a fost prezentat în trecută sau nu știu când. Justiția sub PAS, în presă nu mai crede nimeni. Guvernarea, Maia Sandu, la ce ați adus voi presă? La ce ați adus voi televiziunile? Oamenii nu se uită la televiziuni pentru că voi acolo am agit lumea. Toate televiziunile voastre s-au transformat în posturi de propagandă, de partidă PAS-ului. Unde ies în Maia Sandu sau nu știu cine și laudă guvernarea și laudă cât e de bine și e că noi suntem cei mai buni și frumoși și mergem în Europa. Și oamenii pur și simplu nu se uită. Oamenii au trecut la TikTok, la întrevedere așa unul la unul, unde spun tot ce cred. A doilea lucru, ceea ce vedem în sondaje și vedem și simțim și noi, frica oamenilor să spună public ce cred. De mult a fost așa ceva. Ia uitați ce s-a întâmplat cu conducătoarea ansamblului Joc, cu doamna Strâmbeanu, pe care eu cunosc, noi am lucrat, când eram un șef de stat, am avut multe întrevederi. Niciodată nu mi-a dat în cap că poți politic să faci așa ceva. Băieții, fetele de acolo care sunt mândrii ai Republicii Moldova. Să-ți bați joc de un colectiv pentru că așa e mânzul cuiva. Dar problema e de ce nimeni din instituție, din funcționari publici care știu că eu știu că sunt indignați ce se întâmplă. Nimeni nu i-a luat apărare. Nimeni nu i-a ieșit public să spună uite ce se face la ansamblu Joc. E că asta denotă o sentiment de ură în societate și pe o parte față de guvernare, pe de altă parte sentiment de frică. Știți, în luna martie 2019, în calitate de șef de stat, la prima ședință a Parlamentului după februarie, ședința de Constituire, eu am fost și am ținut o cuvântare. Undeva trebuie să fie, trebuie să o găsesc chiar să iei citatele cele. Unde eu am spus că frica și ura o să genereze niște lucruri pe care guvernarea de atunci nu le poate estima. Și m-am referit la Plahotniuc, care ședea în sală atunci. Era Plahotniuc și oră în sală. Și le-am spus, eu cred că ei au înțeles că mă refer la dânsă. Frica care voi o semănați, o slovească voi foarte, foarte curând. Asta am spus-o în martie. Pare că în mijlocul martie 2019. Peste 3 luni, ei au fugit din țară. Păi că Maia Sandu, Spânul și toate organele voastre represive, frica care o semănați în societate, oamenii sistem să vorbească, oamenii în sondaje nu spun corect, ceea ce vă arată sondajele, 40%, nu e asta realitatea. Nu e așa. Păi că frica asta o să întoarcă împotriva voastră. La Plahotniuc au fost 3 luni de zile de moment când i-am spus că nu au fugit. La voi nu știu cât o să fie. De fapt, până la sfârșit campanie electorală, tot 3 luni de zile sunt. Opriți-vă în ceea ce faceți. Eu cred că nu o să vă opriți, eu cred că degeaba vă spun lucrul ăsta. Pentru că voi trăiți în lume paralele. Eu am fost criticat pentru așa națiune, dar acum tot mai mult oameni spun că voi trăiți în lume paralele. Noi, moldovenii, suntem
pe pământ, voi sunteți nu știu pe unde. Prin Bruxelles, prin lume paralele. La voi totul e bine. Și voi considerați că o să fie bine. Dar frica și spaima asta, să țineți minte, o să întoarcă împotriva voastră. Acum câteva întrebări, dragi prieteni. Văd că au venit vreo 7-8 deja. Виталий, здравствуйте, вижу, вы сдержали слово и не баллотируетесь на пост президента. Не значит ли это, что вы хотите плавно уйти из политики, если у вас в планах встречи с партией есть? Виталий, доброе утро. Давайте так. Я еще год назад сказал, что для меня не приоритет участие в президентских выборах. Я об этом говорил, не хочу слишком детально. Поэтому те, которые думали, что я играю, и что это просто слова на ветер, а я буду любой ценой выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах, ну, сейчас они разочарованы. Мы выдвинули Стайногла, и мы будем идти с этой кандидатурой дальше. Кстати, у нас уже проходят очень неплохие встречи, пока что не публичные. Александр Мич, кстати, ну, вы увидите дальше публичные встречи. Все идет нормально, все идет по плану. Мы очень надеемся и ждем, чтобы и другие партии поддержали эту кандидатуру. Мы готовы сделать избирательный блок на президентских выборах, который будет поддерживать народного кандидата Александра Стайногла. Время еще есть. До 19-20 августа еще осталось 18-19 дней. Время есть для того, чтобы мы объединили усилия, я обращаюсь к другим партиям, для того, чтобы выдвинуть этого кандидата, поддержать этого кандидата от имени блока, оппозиционного блока. Такие переговоры ведутся. Теперь насчет того, что я буду делать дальше. Я буду делать то, что будет лучше для страны и для моей команды. Поэтому уходить на пенсию, я думаю, что мне рановато, еще 50 лет нет, 49, поэтому точно на пенсию мы не уйдем, будем активны в политике, будем общаться с людьми. Другого вида деятельности у нас нет в Республике Молдова и в ближайшее время не предвидится, поэтому будем заниматься политической деятельностью. Где и как, время покажет. У нас впереди парламентские выборы, будем вместе с партией социалистов бороться и с другими оппозиционными партиями для того, чтобы создать парламентское большинство, чтобы создать правительство. А где лично я буду, где будет лучше для страны и для команды, там я буду, где мы вместе с командой решим. Если у вас в планах встречи с партиями известны? Да, у нас были уже первые контакты, вы видели, в Словакии. У меня были в Венгрии контакты. Я думаю, что эти контакты продолжатся в ближайшее время. Так, Шаптия, ТикТок. Дече, Ацритас, кандидатура, деловод. Юнуштюб, Чинз, Ватес. Шаптия, ТикТок. Я, ну, мям, ну, Аритрас, Дим, политика. Noi am luat decizia să susținem pe domnul Stoianoglu. De aceea, dacă dumneavoastră sunteți, ați fost gata să mă susțineți pe mine, eu vă rog foarte mult să vă orientați acum spre candidatura domnului Stoianoglu, Alexandru Dimitrici. Persoana care va asigura revenirea Republica Moldova a statului de drept și ordinii, ceea ce ne lipsește cel mai mult acum. Вчера власти Молдовы объявили персону нон-грата очередного сотрудника посольства России. Что вы думаете по поводу этого скандала? Я думаю, что они сами придумывают эти истории для того, чтобы еще раз попытаться понравиться своим кураторам, что они вот такие антироссийские настроены. Я хочу задать вопрос тем, которые вот запускают такие сценарии. А почему вы не замечаете, что во всех государственных структурах, начиная от президентуры и заканчивая любым министерством, сплошь и рядом иностранные советники, некоторые из них являются сотрудниками спецслужб, и они контролируют полностью деятельность государственных структур Республики Молдова. Полностью. И СИБА тоже. Это вы не замечаете. А если какой-то простой сотрудник вышел, выпил пиво с кем-то из посольства, я не знаю, что там было, я не смотрел детали, сразу персона нон грата. Вот эта истерика, это еще раз показывает, какие вы недалекие, какие вы контролируемые из-за рубежа. Заставив дурака молиться, он себе лоб расшибет. Я думаю, что это еще раз попытка понравиться западным кураторам. Я по-другому это не расцениваю. Лидия, чине конвенисла умьерь. Лидия, так и моя имитация.
Deci, scrieți în comentariu unde să vin. La piață sau unde să vin. Puneți și vin. Poate chiar trag o fugă în weekendul ăsta, trec la Ungheni. Nicio problemă. Петр ТикТок. Какой смысл от выбора президента, если решение за парламентом? Петр, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я об этом говорил не раз, что если у нас прямые выборы президента, то мы должны выбрать одно либо второе. Либо мы выбираем президента всем народом, и тогда нужно дать президенту полномочия. Ну, президентская форма правления. Либо если мы выбираем президента не народно, тогда полномочия больше у парламента. У нас какая-то смешанная система, которая создает вот эти все кризисы. Я проходил через это с 2016 по 2019 год. Не может президент ничего решать без парламента. Но президентские выборы вот в этих условиях, в этом году, это первый шаг к освобождению Молдовы от этого режима. Поэтому эти выборы очень важны. Я думаю, что нам удастся выиграть на этих президентских выборах. И когда нам это удастся сделать, тогда понятно, что до парламентских выборов ничего от этой системы Майи Санду и ПАС ничего не останется. Поэтому победа на президентских выборах является символом и очень важным подготовительным этапом для того, чтобы победить на парламентских выборах. Вот для чего нужно сосредоточиться на президентских выборах. Даже при том, что у президента нет много полномочий. Но у него, у президента есть возможности. Есть возможности блокировать некоторые законы. Есть возможности инициировать некоторые вещи. Есть возможность вникать в то, что происходит в юстиции. Все судьи назначаются через подпись президента. У президента есть свои люди и в ЦИКе, и в Совете прокуроров, и в Совете магистратуры, где выбирают, назначают судей. Поэтому президент, институт президента очень важен. И очень важно, чтобы во главе этого института был человек, который, я называю, ну, государственником в первую очередь, который чтит закон и соблюдает закон. Вот почему мы остановили свой выбор, вот свое мнение, мое мнение, моя позиция, именно поддержку Стайнмана. Потому что это именно тот человек, порядочный человек, который будет соблюдать Конституцию. Больше ничего не нужно. Просто соблюдать Конституцию. Джорджи Штефан, дом додон, кумац прочеда, дак результаты для Витору референдум примена дирари лауе, вор иши ка авент унда. Дом Штефан, в пример, не консидер ка чест референдум, есть он референдум иллегал. Ил нуари абсолютно ничего сенса. Антрадоли рент, а чест референдум есть утилиза де Майя Санду, în speranța că va obține suplimentare votul pentru alegeri prezidențiale. Și într-o treilea rând, și asta e cel mai periculos, în baza acestui referendum, Maia Sandu vrea să obțină dreptul de a modifica Constituția. Și noi nu știm ce o să bage în Constituție. De ce acest referendum este ilegal și periculos? În caz dacă va fi un vot da, va fi un vot da, dar el ce o să dea acest vot? Numai dreptul Maia Sandu să-și bată joc de Constituție. Mai mult nimic. Mai mult nimic, nicio valoare adăugată pentru mine și dumneavoastră nu va fi. Eu nu sunt împotriva Uniunii Europene. Eu înțeleg sensul întrebării dumneavoastră, domnul Ștefan. Eu am spus că eu sunt pentru continuarea negocierilor cu UE și vom continua acest lucru. Și candidatul nostru care îl susținem, tot așa spun, este pentru integrare europeană. Dar nu vă bateți joc cu aceste referendumuri, cu aceste șmecherii de tipul Maia Sandu. Asta precis că nu este european. Nu, european veridic. De ce acest da va fi utilizat de Maia Sandu pentru a-și bate joc de Constituție? Punct. Mai mult nimic nu va da acest referent. Noi vom încerca să facem tot posibil să nu fie, să nu aibă loc acest referent. Polski Dumitru. Bună dimineața. Ce părere aveți de desfășurarea jocurilor olimpice de la Paris și de sportivii care au plecat și care au revenit acasă cu medalii? În primul rând sunt bucuros și mândru de sportivii noștri care au venit acasă cu medalii. Eu vreau să-i felicit și să le mulțumesc că au reprezentat Republica Moldova. Mai mare mândrie pentru noi moldoveni când se ridică drapelul nostru la așa evenimente, eu cred că nu poate fi. Asta e partea bună. Partea proastă, ceea ce se întâmplă cu regret. Niște chestii care nu ne sunt proprii și care au trezit deja nemulțumire în toată lumea, inclusiv în societatea moldovenească, inclusiv în rândul celor care sunt pentru integrare europeană. Mă refer la ceea ce a avut loc la deschidere. Bătaie de joc de valorile noastre creștine. Mă refer la ceea ce a avut loc ieri
că nu este clar un bărbat, o femeie, un gen neutru, nu e clar. Pe ringul de box și-a bătut joc de o femeie. Apropo, oare o astfel de Europa noi ne dorim? Oare ne dorim așa ceva la noi acasă, în Republica Moldova? Eu am spus în emisiunea precedentă și repet încă o dată. Maia Sandu a promis europenilor că va introduce LGBT în școli și grădinițe. Dar imediat după alegeri, nu vrea acum că o să strice rezultatele alegeri. Și asta nu e glumă. Eu mă refer, eu mă adresez la cei care sunt pe Maia Sandu și care, sincer, doresc în Europa. Vă imaginați așa ceva în școli din la noi din Republica Moldova, în grădiniță? A fost trimis deja scrisori la ministerie. De ce? Eu vă rog foarte mult când o să mergem la alegeri, să ne gândim și la acest lucru. Și să ne aducem aminte de ce a fost la această olimpiadă. Nu, așa bătaie de joc nu trebuie. Eu sunt moldovean, sunt pentru relații bune cu Europa. Sunt pentru ca moldovenii să poată circula în Europa. Eu voi fi în una din țările europene în următoarele săptămâni, două. Voi discuta acolo și cu cetățenii noștri. Nu am planificat întrevederi mari, de ce nu-mi scris unde și cum. Cred că o să ne vedem pe Europa. Dar eu nu doresc așa Europa pentru copiii mei. Eu nu doresc așa ceva. Eu nu doresc așa valori, așa anumite valori. Și eu cred că acest lucru, sigur, aceleși emoții iau marea majoritate a părinților și oamenilor din Republica Moldova. Так, Владимир Рожко, дом Шнинти, есть опиния для него, какая есть опиния для него, сфаться девоту коммун, аман, шипас, анадоптаре бюджетла муниципал, а кишнал, сипати, деконсидератка, примара, экзекутат, ордену амбассадорлы. Я нос мадал купарели, шади фербинца, шади дури. Но я могу дискуссии ку дому примар генерал, рефектор для пробаре бюджетла, но я могу тунли пропунери, все пропунери по аспекте социали. Regretăm că aceste propuneri nu au fost susținute. Noi am avut unele discuții cu domnul primar și după votul dumnealui împreună cu PAS în Consiliul Municipal. Apropo, pentru noi această abordare, întâi am fost criticați că noi cu PAS nu am votat bugetul o săptămână în urmă. Pe urmă am fost criticați în momentul când MAN a votat cu PAS bugetul și iar noi suntem de vin. Noi, socialiștii, tot timpul am venit cu inițiative sociale pentru oamenii din municipiul Chișinău. Și vom insista la aceste inițiative și mai departe. De aceea, în ceea ce țin de acest vot, regretăm, noi în prima lectură am susținut bugetul municipiului Chișinău, într-a doua lectură nu am putut să-l susținem pentru că unele propuneri sociale de-a noastră nu au fost acceptate. Asta nu înseamnă că noi nu vom insista în continuare pe implementarea propunerilor noastre sociale. Și vom discuta inclusiv cu domnul primar, inclusiv cu cei din MAN, inclusiv cu cei din PAS, pentru aprobarea acestor inițiative în Consiliul Municipal Chișinău. Ambasadori, neambasadori, eu cred că PAS-ul s-a speriat că domnul Ceban va participa în alegerile prezidențiale. Eu vă spun cum este. Eu cred că PAS de asta a votat bugetul. Și aici domnul Ceban i-a jucat pe cei de la PAS destul de bine. A spus că dacă voi nu votați, ați văzut, a fost și un briefing, că o să regândească dacă să participe la prezidențiale sau nu. Și așa ei s-o spărie. Asta încă o dată demonstrează că e sistem de alegeri prezidențiale. De ce și-au votat repede bugetul? Am ei arată că, uite, ne-au dat nouă, nu știu ce, niște proiecte. Nu. PAS-ul a fost impus să voteze. E frică ca primarul să nu meargă la alegeri prezidențiale. Asta este părerea mea. Greg Emelianov. Bună dimineața. Cât de probabil este sistare tranzitului de gaz prin Ucraina începând cu 2025 și cât de mult ne afecta. Domnul Emelianov, există riscurile? Evident că există. Pentru că noi nu știm ce va fi în Ucraina în timp apropiat. Dar în caz dacă vor fi aceste sistări, încă 4 ani în urmă, când noi eram la guvernare, noi atunci am elaborat toate scenariile de alternativă. De aceea, eu sunt ferm convins că în caz de un astfel scenariu, nu cel mai bun pentru noi, Moldova, Republica Moldova, consumatorii vor avea gaze naturale, pentru că noi am elaborat, repet, încă o dată, încă 4 ani în urmă, am elaborat toate variantele de rezervă și le sunt gata pentru a fi implementate. Eu cred că răspunsul la această întrebare depinde și de rezultatele alegerilor ce vor avea loc în regiune, în Statele Unite ale Americii și, în general, care va fi strategia pentru Ucraina
jucătorilor mari mondiali în următoarele luni. Eu sper foarte mult că noi vom asista la primii pași pentru oprirea acestui război. Și eu cred că astfel de inițiative și astfel de premize din ceea ce sunt mai multe, fără da detalii. Stimați prieteni, aceasta a fost emisiunea. Eu vă mulțumesc, cum v-am spus, duminică ne vedem la Drochea și probabil o să fiu și la Piața din Bălț, o să merg poate și la Soroca. Și doamna de Ungheni, care a spus că mă așteaptă la Ungheni, dați detalii și ne convenim când vin la Ungheni și unde voi fi. Eu vă mulțumesc, încă o dată felicitări cu sărbătoarea de astăzi Sfântul Ilie și cu Doamne ajută!